După ce un bărbat a fost vaccinat chiar la o margine de drum, valul de critici a luat amploare, deși nu s-a întâmplat în Chișinău, a comentat situația și primarul capitalei Ion Ceban s-a arătat revoltat, spunând că nici animalele nu sunt imunizate în așa mod. Vaccinarea în plină stradă a fost criticată și de coordonatoarea campaniei de vaccinare rurală. Funcționarea Ministerului Sănătății susține că a fost încălcat protocolul. De partea cealaltă, deputatul PAS Radu Marian, el fiind cel care a plasat fotografia, afirmă cu asemenea practică există chiar și în Statele Unite. O fotografie publicată de deputatul PAS Radu Marian a provocat dispută și reacția prinse pe rețelele de socializare. Deși poza a fost ștearsă în scurt timp, internauții au reușit să o salveze. Din imagini se vede că un bărbat este vaccinat chiar în mijlocul drumului de către asistenta medicală. Acest lucru i-a revoltat pe utilizatori. Subiectul a fost comentat și de primarul Ion Ceban la ședința de astăzi a primăriei, care nu a scăpat momentul de a lansa o serie de critici la adresa actualei guvernări. Lipsa condițiilor totale în ceea ce privește procesul de vaccinare. Omiterea protocolului integral. Dacă vreți, până la urmă, nici vacile așa nu sunt vaccinate. În acest context, Ion Ceban le-a recomandat autorităților să solicite autobuzul echipat special pentru vaccinare, lucru care spune că nu s-a întâmplat niciodată până acum. Dacă măcar cineva din autoritățile centrale solicita autobuzul, nu vedeam nicio problemă cu acest transport să meargă din localitate în localitate pentru că oamenii să se vaccineze. L-am contactat pentru o reacție și pe deputatul Radu Marian, care a recunoscut că nu a fost o idee bună să posteze pe Facebook fotografia respectivă. Cât despre modul în care a fost vaccinat bărbatul din poză, acesta spune că nu vede nimic ieșit din comun și că această practică este răspândită și în Statele Unite ale Americii. În toată lumea se practică cumva vaccinarea, știu, direct, da, la cetățean, inclusiv și în stradă, inclusiv și acasă la oameni. Avem și echipe mobile care în principiu fac asta. Și dacă omul dorește, el se vaccinează. Accidental a fost plasat cu poza aia și așa cer să fie vorba de identitatea persoanei. Am discutat și cu coordonatoarea campaniei de vaccinare de la sate, care ne-a spus că în acest caz a fost încălcat protocolul de imunizare. Potrivit ei, serul trebuie administrat doar în instituții medicale sau în spații special amenajate sau cel puțin unde există condiții sanitare. Obligatoriu persoana care este vaccinată sau urmează să fie vaccinat, trebuie să beneficieze de un consult minimal cel puțin, da? Să îi ia febră sau tensiune arterială sau în afară de acel consimțământ informat. Persoana trebuie să fie în siguranță, supravegheată medical cel puțin în 15-20 minute. Altfel, tot efortul care îl depunem pentru a crește încrederea cetățenilor în siguranță și eficacitatea vaccinurilor ar putea să eșueze. Sâmbătă, mai mulți deputați PAS în frunte cu președintele Parlamentului au desfășurat o campanie pentru vaccinare și au mers prin sate ca să încurajeze oamenii să se imunizeze. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!